mai prelungit șederea în acest loc, că este foarte bun. Ardei la uscat. Ardeiuții picanți. Pii de închiriat. Star sunt. Cam așa arată locul de mâncare la ora 3. Nimeni. Crispy jackfruit. Butterfly pitty, ceai. Ceiulețul. Piperul alb, piperul negru. Ardeiul. Vat pun ceai. Același mic dejun cu 3,50€ pentru două persoane, plus supa cu piper. Cel mai vechi templu din Luang Prabang. Și cu un teren în față. Legenda spune că au fost folosiți 4.000 de copaci pentru construirea acestui templu. 4.000? Cam mult. Așa scrie. E o legendă. Era cât pace să plecăm și să nu vedem acest templu. Care era vis-a-vis de noi. Am stat câteva zile și nici n-am vrut să intrăm în el. Se instalează cât un Buddha la un copac. La umbra copacului. Riverside. O clădire din 1939. Faleză, da? Pe viitor poate construiesc faleza. Se construiește ceva ce-i drept. Casa Papa. O, cât de mare e, nu? Mercedes 280S, mega old school, negru.
semnul. Wow, ce orsculie. Riverside, cu o grămadă de locuri de mâncat, terasă lângă terasă, restaurant lângă restaurant. Și guest house-uri de lux. La granița cu China, tren. Că pentru România n-au dat viză, free visa pentru 15 zile. Italia, Spania beneficiază de acest free visa pentru 15 zile și era chiar tren de unde suntem acum în China. La granița cu China. Era ca lumea, să vedem și noi cum se manifestă. Wow, ce zi de tolănelă! Ne-am ciopit în bad, dar e foarte cald. Și am admirat construcțiile. Or să aranjeze frumos pe viitor locul ăsta. Genul ăsta, să poți să te plimbi poate pe aici, pe jos. Pentru chinezi? Pregătiri pentru China. Pentru turiștii din China, că sunt și mai mulți. Mekong Riverview Hotel. Riverview Hotel și te plimbă frumos. Ce ar fi să fac aici o plajă cu piscină, cu de-astea? Mamă, e posibil, că au adus niște. Știi și acolo să fie faleza, te plimbi seara. Au un proiect destul de bun. Ești păcat pentru așa un loc. Da, frumos, curat, întreținut. Câțiva kilometri de plimbare pe Riverside. Biciclete, parking de moto. Un gunoi nu vezi pe jos în această zonă. Cunâng, unu. Diferite locuri de stat, la Chil, la Oberica. Niște grădini superbe.
porcușorul se gătește. Locul unde a băut Obama un coconut. Asta apare în față. Eu credeam că e la Caterinca pus. Știi ce, acum putem să ne înfim coconut și să zicem în vlog că am băut coconut cu Obama. Cu Obama și arătăm fotografia aia cu el de acolo. Sau dăm un titlu la vlog. Un shake e 30.000, un coconut e tot 30.000. Au ridicat și prețurile puțin, că doar a băut Obama, nu? Dacă plătești cu cardul e 3% în plus. S-a mai uitat? S-a uitat acolo. Ok. Berlau. Coconatul și berea la apus. Și da, mai berea la 1,10 euro, 640 de mililitri. Berlau, berea oficială din Laos. Hai, ne duc. Night marketul. Pietre norocoase. Mătase. Un gonguri puțit cu tot felul de... Accesoare. Uite și un toporaș. Le iei în bagajul de cală. Ne-am mai luat o sacoșă. Că parcă e păcat să nu iei. Sunt prea frumos. E marfă. Ia de sol. Garoiul de la opera. Bombs. Dita mai locul de gustări. Shake-uri recoalese, $1. De fapt 20 de minute, 90 de cenți. Am intrat aproape în două pahare. Dar ce bun e. Rozaliu, de fapt nu rozaliu. Ăsta de mix de toate fructele. Am intrat în două pahare aproape. China.
peștere și casoleta de fructe. 60-85, cât vine? 4 euro. 4 euro. Mai puțin de 4 euro. Am luat și de la pitici banane.